începem această ediție prin a defini ceea ce înseamnă diverticuloza colonică. Diverticuloza colonică, așa cum ați spus și dumneavoastră, este o afecțiune destul de frecvent întâlnită și se caracterizează prin existența apariția unor pungi, a unor dilatații sacciforme în afara lumenului colonic. Aceste dilatații se formează prin herniera, prin ieșirea mucoasei printre fibrele musculare în zonele de slăbiciune ale peretelui colonic. Putem să vedem și poza, sigur, pe care da, putem să ajută. Și explicăm. Da. Așa cum se vede, acea protruzie care iese din interiorul conturului este un diverticul. Dar ce este protruzia? Deci o ieșire, o expansionare, da? Acesta este un diverticul adevărat. Și de ce? Să vă explic. Sunt două tipuri de diverticuli adevărați, care cuprind toate straturile. Da? Așa cum se observă pe poze, există un strat intern, da? Mucoasa, da. Un strat mijlociu de culoare mai deschisă, un strat gălbui în care se observă vase și nervi, un strat muscular, sunt acele fibre întrerupte din loc în loc. Așa cum se observă, vedeți, diverticulul se formează acolo unde există un spațiu între fibrele musculare. Și la exterior există un strat de înveliș numit de noi seroasă. Deci, acesta este un diverticul adevărat, pentru că are toate straturile. Deci este un diverticul cu care te naști, congenital. Există diverticuli falși, care apar în timpul vieții.